Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Râd pentru că s-au și murdărit în opărstoci ăștia, pentru că nu stau cu minte în lădiță la zona de filmare și a trebuit să-i pun înainte să fac curat aici pe zonă. Aici avem un mascul. Un mascul de cap de leu. E foarte cald, nici la munte nu am de curs. Aici este binecunoscuta latei, da? Și aici este, nu știu dacă mai știți voi, pe iepuraica mea, care am un lapsus să vă spun cum o cheamă. El parcă era Leo Junior, da? Din masculul meu. Aici să văd ochii albaștri, purtător de ochi albaștri, este să vadă ochișurul, așa, nu? Ea este primită, Mupi, parcă Mupi o chema, am și un lapsus, nu mai țin minte, să-i zicem Mupi pentru cei care nu-și mai aduc aminte, să-mi aduc aminte în comentarii. Probleme, am avut foarte multe probleme de sănătate în familie. Și încă nu s-au terminat problemele, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mai filmăm deloc, dar și timpul destinat pentru filmări va fi mai mic, mai scurt, pentru că sunt multe alte treburi și v-am zis, aceste probleme familiale care le-am avut, sperăm să trecem peste ele. Vreau să văd totuși, poate este vreuna din ele în călduri. Cu o singură mână mi-e greu să verific, dar asta nu este. Hai să vedem și pe asta. Atunci, fata, puțină, stai. No, acum nu, puțin, da, nu este nici ea. Oricum, de la căldură nici nu prea intră în călduri. Aceștia sunt iepuri la matcă. M-au sunat multe persoane să-mi ceară iepurași, dar nu mai am. Mai am doi mari. O mascul și o femelă de dat, o femelă așa culoarea ei și un mascul de la ea culoarea ei. Deci un mascul culoarea lui late și un, nu, mă scuzați, o femelă culoarea lui late și un mascul culoarea lui Pupi. Hai să vedem dacă încearcă și el vreo montă, ceva, vreo chestie, vreo șmecherie, dar se pare că nu încearcă nimic. Este prea car să încerce ceva. Dacă vreți totuși să montați, să aveți iepurași repede în luna septembrie, trebuie să încercați montele seara sau mai bine zis noaptea pe răcoare, dar la noi, cel puțin în zona mea, și noaptea este foarte cald, adică temperaturi peste 26, 27, 28 de grade chiar și noaptea, ceea ce nu este ok pentru iepurași. Cei drept nu mai răcesc, nu ne mai curna sau așa, că nu mai au variații mari de temperatură noapte sau zi, dar nu este temperatura lor optimă. Eu vreau mai mult să vi arăt și să vă zic care este temperatura optimă pentru iepurași și să începem să vă zic. Practic, din câte cunosc eu, nu sunt un mare cunoscător, îmi exprim și eu o părere, temperatura optimă ar fi între 20 și 25 de grade. Această temperatură o propun pentru că marile crescătorii din vest, Spania, Italia, Germania, unde se cresc iepuri pentru crescătorii mari și pentru sacrificați și pentru frumusețe, temperaturile sunt în aceste variante. Ideal ar fi un 22-23 de grade, 25, dar nu mai mult. Și încă un detaliu referitor la temperatură. Trebuie să menținem constantă, adică practic să nu fie o variație de mai mult de plus minus 5 grade, adică să nu variem mai mult între 20 și 25 de grade. Dacă variem, iepurașii deja sunt puțin instabili, sunt agitați, sunt
cum să vă zic, se simt inconfortabil, cred că acesta ar fi cuvântul mai bun spus. Și evident că încep să strănute, să nu mai fie în perioada de montă, vedeți că răsuflă foarte greu, se vede aici la mupi cum cât de greu poate să răsufle, chiar și ea nu au nicio treabă de a se monta, nici masculul nu iar de nimic, este un mascul tânăr. Am încercat cu el o montă, dar nu a mers, dar sperăm pe viitor. Deci referitor la temperatura asta ar fi optimă. Perioada începerii montelor, după cum spun crescătorii mai experimentați sau cei care țin iepuri de mulți ani, pentru noi care nu avem condiții optime, adică nu avem săli speciale cu aer condiționat, cu fel de ventilatoare și așa mai departe, zice că ar fi bine să începem din septembrie, luna septembrie, între 15 septembrie și 30 septembrie am putea începe montele. Asta zic, am putea și începe, pentru că a începe nu înseamnă că automat vom și reuși, dar putem să avem în vedere, poate găsim o femelă care devine disponibilă și atunci automat vom merge cu ea mai departe ca să ne dea produși buni. Adică putem să începem, spre exemplu, în septembrie și să reușim totuși monta în octombrie sau în noiembrie. Adică să începem să o verificăm în această perioadă și ea să nu fie disponibilă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să o stimulăm cu medicamente adecvate, adică mai exact vitamine, minerale și tot felul de ierburi aromatice, cum ar fi pătrunjelul și mărarul, ștevia și așa mai departe. Dar nu cred că găsim în perioada asta de toamnă. Evident că trebuie să aveți în vedere că iepurașii trebuie deparazitați înainte de a începe montele intern și extern, cât și să îi vaccinăm. Vaccinarea se recomandă o dată la 6 luni de zile. Eu recomand primăvara și toamna, adică la sfârșitul primăverii, sfârșitul toamnei, din 6 în 6 luni. Acum depinde fiecare cum își organizează și... Da! Sunt strigat. Ce să vă zic? O să facem o încheiere a videoului, pentru că nu mai pot să țin mai mult acest video, dar nu înainte de a vă mai împărtăși două, trei chestii despre iepurași. În afară de parazitare, trebuie să avem grijă și de cuști, să le dezinfectăm. Nu numai dezinfecția iepurașilor, cât și a cuștilor. Mâncare adecvată cu vitamine și minerale, exact cum v-am zis mai devreme. Trebuie să avem în vedere de asemenea și ca mâncarea să fie de calitate. Recomand granule, pentru că este un complex de multe cereale, lucernă, trifoi și vitamine, medicamente și așa mai departe, care îi ajută extraordinar de mult pe iepurași. După aceea trebuie să avem o fătătoare sau un loc special în cuib în care să îi asigurăm iepuraicei fân, ca ea să își găsească acel loc. Să nu uitați de apă, pentru că apa este foarte, foarte importantă pe căldură, trebuie să nu le lipsească. Atenție, nu se recomandă apă rece. Apă foarte rece, pentru că pot face aprindere la plămâni dacă beau în cantități mari. Ar fi bine o apă nu caldă, lăsată la soare, dar nici rece, o temperatură medie, dar să nu le lipsească. Eu le completez în fiecare zi cu apă rece și, având în vedere că în recipientele respective mai găsim apă, se diminuează temperatura apei, care este foarte importantă pentru ei. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc pentru vizualizare, sper că v-am făcut un video plăcut, vă urez o zi excelentă și vă aștept cu drag la un nou episod la Ferma Grădina Bio. La revedere!